Primăria Timișoara lansează licitația pentru reabilitarea Colegiului Național Ana Aslan prin fonduri PNRR. Proiectul de reabilitare energetică a clădirii Colegiului Național Ana Aslan intră în următoarea etapă. Primăria municipiului Timișoara a lansat anunțul de participare pentru lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii și înlocuirea instalațiilor interioare. Costul final al lucrărilor de reabilitare a acoperișului și pentru refacerea integrală a instalațiilor termice, electrice și sanitare se ridică la aproape 8 milioane de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 iunie 2024, ora 15. La Ana Aslan, fostul liceu sanitar, începem cea mai ambițioasă reabilitare a școlii din ultimii 50 de ani. Practic schimbăm toate instalațiile, acoperișul, izolăm întreaga clădire, modernizăm sălile de clasă. De asemenea, schimbăm întreg mobilierul din clase și aducem echipamente IT moderne. La finalul lucrărilor cei 450 de tineri care studiază aici vor avea o școală nouă cu condiții moderne de educație, a spus primarul Timișoarei Dominic Friț. Reabilitarea colegiului Ana Aslan constă în izolarea termică a clădirii, oferind astfel un confort termic sporit și condiții mai bune de învățare pentru aproape 450 de elevi. Prin acest proiect se urmărește reducerea costurilor pentru încălzire și renovarea a 13 săli de clasă, 5 laboratoare, 3 cabinete școlare, a sălii de sport, bibliotecii, laboratorului medical și psihologic. Investiția cuprinde lucrări de izolare termică, înlocuirea tâmplăriei cu una termoizolantă și modernizarea instalațiilor electrice și termice, ceea ce va conduce îmbunătățirea eficienței energetice cu 50% și reducerea emisiilor de CO2 cu 50%. Modernizarea clădirii începe cu consolidarea necesară stabilită prin expertiza tehnică, dar va viza și iluminatul și climatizarea sălilor de clasă. Primăria municipiului Timișoara investește semnificativ în îmbunătățirea infrastructurii de educație din oraș pentru a oferi condiții moderne elevilor cu confort termic atât iarna cât și vara și pentru a reduce costurile de întreținere și utilități plătite din bugetul local. Pe lângă acestea, clădirea actuală a Colegiului Național Ana Aslan va avea parte și de o extindere necesară pentru crearea unei căi suplimentare de evacuare în caz de incendiu, iar la demisol va găzdui stația de pompe și un bazin de apă speciale pentru urgențe în caz de incendiu. Aceasta este prima clădire care va intra în procedura de licitație, dintre cele pentru care administrația locală a obținut finanțare prin PNRR 2020-2026 componenta C10 fondul local. Odată contractate, acestea au un termen de realizare de 12 luni, transmit între reprezentanții primăriei Timișoara